Civismul trebuie să fie strâns legat sau să aibă direcția către acele instituții sau către acele organe care trebuie să și le aplice prin natura existenței lor. Inițiatorii mișcării de implicare civică de la Galați propun ca starea actuală de platitudine civică să fie combătută printr-o monitorizare atentă a factorului politic și raportarea derapajelor către organele de forță ale statului. O astfel de atitudine este necesară ca o etapă în construirea unei mișcări civice ce a produs de curând câteva ieșiri masive în stradă, dar care nu au construit nici lideri, nici responsabilități. Mișcarea de implicare civică este o formă organizată a străzii. Da? Deci strada a ieșit, a protestat în urma unor tensiuni care s-au adunat de-a lungul unui an de zile în care clasa politică am văzut că și-au dat mâna și au evitat tot felul de arestări și domnul Ponta nu își dădea demisia sub nicio formă. Deci moțiunea de cenzură care era o formă parlamentară legală nu avea niciun succes. Deci nu mai spun că mass media nu avea niciun succes. Deci până la urmă forma de ieșit în stradă era singura soluție de a forța această clasă politică să iau o decizie din bun simț, să-și asume o responsabilitate. Da. Au trebuit să se întâmple aceste incidente dramatice ca să ajungem la concluzia că trebuie să ieșim și noi în stradă. Deci sunt în orașul ăsta, ne cunoaștem între noi, oameni care de 3 ani de zile propun să ieșim în stradă împotriva domnului Ponta, cu plagiatură, cu nu știu ce. Da. Adică sunt niște standarde europene pe care noi nu le ignorăm. Când de bun simț, ignorăm clasa politică. Nu da? Avem chef să le respectăm sau nu avem cultura merge necesară? Merge și așa, la noi merge și așa. Adică dacă nu mă forțează nimeni... Cultura a răbdării și a toleranței? Sau nu, legislația este făcută în așa fel încât să se mențină unii pe alții. Eu am fost surprins să văd în Galați că avem 5.000 de oameni. Deci la o populație de circa, să zicem, 150.000, poate 200.000 maxim, care mai este în Galați la ora actuală? În oraș, în general, a dormit, nu? Și da. În care nu se întâmplă nimic. În care nu se întâmplă absolut nimic. Deci eu nu văd din partea niciunui partid politic, niciunui om politic, sau nici măcar din partea unei asociații, ceva de genul ăsta, sau unei persoane independente, să vină să critique constructiv ceea ce se întâmplă în administrația galățeană și în politicul galățean. Pentru că, până la urmă, mă repet, administrația este o consecință a politicului. Nu vedem nimic de genul ăsta. Și eu am fost surprins să văd că 5.000 de oameni au ieșit în stradă și au strigat. S-au alăturat așa, au venit de pe stradă, s-au alăturat la mulțime și au strigat cu toții. Acțiunea civică trebuie dusă de la formele pasive de coalizare în mediul online la reacții rapide privind semnalarea exceselor și asumarea responsabilităților către și de la fiecare factor de putere. Suntem singura țară cu asigurări de sănătate în care facem teledoane să salvăm oamenii în sistemul de sănătate. Nu există așa ceva. Uitați-vă în lume, dacă mai găsiți așa ceva, eu vreau chiar să cunosc cazul ăla și să-l studiez în amănunt. Vă dați. Bun, poate. Haideți să inițiem niște petiții pe plan local, să ni se spună clar ce avize PSI au școlile, câte au, câte nu au, de ce nu au, exact să intrăm la documente, să vedem și noi, să știm ce e acolo și pe fiecare școală să apară. Are, nu are aviz PSI. Mă duc să-mi înscriu copilul la școală sau la grădiniță, vreau să știu ce e acolo. Nu aflu după incendiu. Da? Haideți să facem o petiție în care să vedem clar situația dărilor plătite, dacă tot au fost fixate, pentru că am descoperit că nu numai asociațiile de proprietari n-au primit impunerea aceea pentru taxa de care s-ar. Stați să vedeți că niște firmele. Am găsit niște firme acum care au primit tot așa, dar din urmă de cu 3 ani doar. Cum convingeți? Sunt o grămadă de probleme care trebuie ridicate efectiv cu semnătură, da, și număr de înregistrare în fața autorităților locale și haideți să vedem cine nu vrea să le rezolve.